După un parcurs bun în sezonul regulat 2014-2015 al seriei întâi a Ligii a doua de fotbal, Rapid CFR Suceava a pierdut sâmbătă pe Aren primul meci din turneul play-off în compania formației Gloria Buzău. S-a adeverit astfel faptul că înfrângerile din partidele cu Academica Pitești și FC Voluntari au mai tăiat din moralul jucătorilor și au mai calmat mințile înfierbântate care credeau că formația suceveană este pregătită pentru primul eșalon valoric, așa cum au confirmat și cei din conducerea Rapidului și oamenii cu experiență. Pentru a putea ataca promovarea trebuie pregătit un complex de condiții pentru a putea evolua la cel mai înalt nivel. Dacă menționăm doar faptul că echipa suceveană nu are un teren de antrenament și că la stadionul Aren peste 1500 de spectatori, să zicem, folosesc două toalete ecologice, ne dăm seama că nu există potențial pentru asta alături de grupări de calibru. Nu am comentat absolut nimic de buget pentru că este știut faptul că diferența dintre Liga a doua și Liga a întâi este foarte mare. În aceste condiții, Rapid Suceava și-a fixat ca obiectiv clasarea în final pe unul din primele trei locuri în clasament la finele acestei stagiuni, lucru rezonabil. Locul ocupat în cadrul turneului play-off era unul bun, dar jucătorii suceveni parcă nu mai aveau aceeași motivație ca în urmă cu 5-6 runde. Efectele lipsei de motivație s-au văzut în meciul de sâmbătă cu Gloria Buzău, Rapid Suceava înregistrând a patra înfrângere consecutivă după cel mai slab joc al ei pe stadionul Aren. Meciul a început practic de la scorul de 0-1. Gheorghiciuc a bălbuit o minge la marginea careului, în loc să o respingă, balonul a ajuns pe extrema dreaptă a atacului buzoian, a urmat o centrare bună și un șut de zile mari al lui Dedu și Rapid Suceava Gloria Buzău era 0-1 chiar în minutul 6. Deși au dominat primele 45 de minute, oaspeții stând la cutie în propria jumătate de teren, gruparea pregătită de Bogdan Tudoreanu nu și-a creat prea multe ocazii clare de gol. De ce s-a întâmplat acest lucru? Din nou, veriga slabă a fost linia mediană. Dacă lui Apostol nu i se pot reproșa multe lucruri, pentru că este singurul din formația suceveană care poate executa pe un teren dificil un corner sau o lovitură liberă, ceilalți trei componenți ai compartimentului median sucevean au fost din alt film în partida cu buzoienii. Experimentatul Onciu nu a găsit cele mai bune soluții și în pofida eficienței sale la recuperare a fost inutil pe faza de atac. Au rămas furnicile Sumanariu și Gheorghiciuc, jucători tineri și cu capacitate mare de efort. Gheorghiciuc se pare că se simte mai bine atunci când dă o pasă defensivă faza de atac, încurcându-l clar, cel puțin în meciul de sâmbătă. Dacă Gheorghiciuc a dat pase bune pentru fundașii centrali suceveni, Sumanariu, jucător capabil, a arătat în disputa cu Gloria Buzău că nu poate controla mingea oficială de joc, pasele sale fiind întotdeauna nepotrivite ca intensitate. Dacă la evoluția modestă a liniei de mijloc a grupării rapidiste mai adăugă și jocul absolut neinspirat a vârfului Buziuc, atunci se poate realiza faptul că eforturile fundașilor centrali și a micuțului Golovka au fost zadarnice contra unei formații bine organizate și care s-a descurcat pe contraatac. Așadar, la pauza meciului Rapid Suceava Gloria Buzău, scorul era 0-1, gazdele având două situații palide de a marca. Tehnicienii suceveni au observat lipsa de forță în ofensivă și imediat după pauză l-au introdus pe teren pe veteranul Mircea Negru. La psihicul jucătorilor gazdă acest lucru a contat și fundașul central Plecanciuc a egalat în minutul 54 în urma unui corner executat bine de Apostol. Pentru a împinge și mai mult atacul, antrenorul Bogdan Tudoreanu l-a introdus pe teren pe vârful Marinkovic în locul lui Sumanariu. Deși mutarea a fost bună, efectul nu a fost cel scontat. În pofida dominării clare, sucevenii s-au încurcat în driblinguri suplimentare și au încercat din nou baloane aerene inutile pentru Buziuc și Golovka. Astfel, pe fondul lipsei de idee a ofensivei sucevene, oaspeții au prins mai mult curaj și au avut câteva ocazii imense de a marca, parte dintre ele rezolvate de portarul Pascal și una de transversală. Golkeeperul sucevean nu a mai putut face nimic în minutul 78, când Ahmed, scăpat de sub supravegherea fundașilor suceveni, îi ia fața și marchează cu capul. Jucătorii suceveni au acuzat șocul golului primit și, la o lansare în adâncime suspectă de offside, Plecanciuc îl agață în careu pe atacantul buzoienilor și este eliminat. Penaltiul acordat în consecință a fost ratat însă de jucătorul faultat Drăguț. Deși norocul se părea că a revenit în tabăra sucevenilor, mai ales că și Ahmed a fost eliminat în minutul 86, ultimele 4 minute regulamentare plus cele 4 minute de prelungire au arătat lipsa de luciditate a atacanților echipei gazdă. Eroul negativ al ultimelor minute a fost Buziuc, execuțiile sale din poziții bune fiind complet neinspirate. Așadar, Rapid Suceava Gloria Buzău a fost 1-2 în urma unui joc slab al gazdelor. Trebuie oricum menționat și maniera de arbitraj cel puțin ciudată, cavalerii fluierului, arătând minutele de prelungire chiar în momentul în care un jucător buzoian se afla pe gazon și care a mai zăcut acolo cel puțin un minut. O parte din explicațiile eșecului grupării Rapid a venit după meci la conferința de presă din partea antrenorului Bogdan Tudoreanu. Să știți că suntem într-o situație foarte delicată. Nu au niciun fel de motivație, nu pot să-i motivez în niciun fel. Nu au.
bani nu sunt, nu că nu am. E să dea Dumnezeu să rezolve ceva săptămâna asta, să putem să continuăm. Că chiar suntem într-o situație critică și nu știu cum vom termina campionatul. Ei, băieții nu au luat un ban de atâta timp. Nu sunt motivați, au motivații, nu sunt concentrați la joc. Nu pot să vă zic. Vedeți, sumedenii de greșeli personale. Altă dată nu apăre o asemenea greșeli. Nu sunt concentrați, nu sunt... Am zis, situația e critică și... Nu știu, sper să rezolvi săptămâna asta, dacă se poate rezolva ceva, dacă nu, nu știu ce să vă zic mai departe. Ce o să se întâmple. E greu, vedeți ce atmosferă în vestiar, și înainte de meci, și după meci. Dacă nu sunt nici cele mai mici speranțe, să continuăm, vă dați seama. Nu știu ei, demoralizați, n-au nici nu vor să mai rămână. Vin nici pentru ei, paște, n-au bani, n-au... Nimic. Vă dați seama, nu, mai e o săptămână, vin și la ei pastă. N-au niciun ban, n-au nimic. Sunt, mai sunt ei 2-3 care au, restul trăiesc din fond. Mai exact ce datorii sunt? Păi mai exact n-au luat-o primă de anul trecut. Și sunt restante și primele de anul trecut. Nu, dar vă zic că e o situație foarte grea. Deci la puncte sunt vreo 17 puncte. Câte puncte? 15. Dar o soluție ar fi să găsim, să împrumutăm undeva un miliard până în momentul când o să intre bani, o să primească și băieții ăștia măcar salarii și să continuăm deplasări, sunt atâtea jocuri. Dar de la primărie au venit anul 2 milioane sau numai miliarde sau numai unul? Au venit anul 2 miliarde, dar din 2 miliarde ar trebui să dăm înapoi la stat. 720.000. V-am zis, situația nu e roză deloc. Nici nu vreau să văd așa mari speranțe. Vă spun eu că altfel, dacă aș trage și ei speranțe că vom continua și vom reuși să terminăm campionatul, vă spun eu că altă motivație ar avea și altfel ar arăta fața echipei. Că ați văzut, până acum s-au jucat, au jucat băieți, au făcut jocuri buni. Bine, dar ați câștigat alea 10 miliarde, nu? Da, da. Contează când vin, nu? Când vin după data de 15 mai. Și în ședința de Consiliu am înțeles că e la ultima săptămână din aprilie, cu care se votează și după data de 15 mai. Iar până atunci sunt 8 etate. Campionatul este în 6 iunie. 6 iunie. Nu e vorba de jucători acum. Ar fi vorba să avem cu ce organiza meciurile, să avem cu ce face deplasările. Nu-i vorba de jucători acum, băieții au și înțeles, dacă s-ar reuși să facă un efort, dar nu văd din partea cui să primească și ei cât de cât un salariu. Vine Paștele, ei au înțeles, au zis că nici nu au nicio pretenție la punctul, să plătească cineva un punct sau ceva, până la sfârșitul campionatului, dar v-am zis, situația e grea și nu știu cum o să rezolv. Dar v-am zis, săptămâna asta e una decisivă, să putea să fim victime de tot. Adică... E normal să n-ai motivație, când știi că nu primești niciun ban, nu. Îl joci pur și simplu, na. Stau pe mâncare și pe atât, pe mâncare și cazare. Care îți veniți din alte părți și ăștia l-ați pe nimic, na. Vă dați seama, și perioada asta, când vin sărbătorile, se gândește și ei, na, întreabă, ne dă, nu ne dă, nu... De unde să ne dea? Am avut o discuție și... Situația e dificilă. Puneți-vă și dumneavoastră în locul lor și vedeți că nu e chiar ușor. Sunt care au familie, au copii. V-am zis, care trăiesc doar din fond. Vom vedea, sperăm să găsească o soluție săptămâna asta. Da? Nu văd care. Tot la conferința de presă, tehnicianul oaspeților Ioan Viorel și-a felicitat jucătorii pentru rezultatul excelent obținut pe terenul unei echipe bune din seria 1 a Ligii a doua. În primul rând vreau să felicit echipa mea pentru această victorie și mai ales împotriva unei echipe foarte bune din seria Suceava, în care anul acesta a demonstrat că este o echipă redutabilă. În ciuda absențelor care le-am avut, și aici mă refer la cei trei atacanți titulari, mă refer la Polimaru, Răduca și Bobe, jucători sub 21. Iată că din nou echipa a făcut un joc foarte bun. Ne-am creat și alte oportunități și eu zic că astăzi victoria este meritată, pe deplin meritată. Vreau să doresc baftă în continuare și sucevenilor,
și vreau să-i felicit pentru locul ocupat și jocurile prestate până acum, pentru că și ei ca și noi suntem două cluburi cu probleme financiare. Cu atât mai mult meritul este mai mare. Pentru Rapid Suceava urmează două partide în deplasare la Brăila și Pitești și aceste meciuri necesită fonduri, cum există restanțe la plata către jucători și alți furnizori și cum alte sume nu pot fi aprobate de Consiliul Local decât abia la finele lunii aprilie. Într-adevăr, lucrurile sunt complicate la Rapid Suceava. Deși situația este problematică, este păcat de a se strica acum pe final ceva bun, așa cum a fost evoluția echipei Rapid Suceava în acest sezon competițional. În concluzie, ar trebui să se facă ceva pentru că, sincer să fim, în acest moment în județul Suceava, echipa Rapid este cea mai valoroasă din cadrul sporturilor de echipă. Pentru ceferiști în partida de sâmbătă au evoluat Cătălin Pascal, Daniel Bălan, capitanul formației Ferrariu, Florin Plecanciuc, Spătar, Apostol, Unciu, Sumanariu, Gheorghiciuc, Buziuc, Golovca și pe parcurs au mai intrat Mircea Negru și Marincovici. Iată și rezultatele consemnate în celelalte două meciuri ale turneului play-off din seria 1. FC Voluntari CF Brăila 1-1, Academica Pitești SC Bacău 2-0, în clasament locul 1 FC Voluntari 54 de puncte, 2 Academica Pitești 49 de puncte, 3 Rapid Suceava 40 de puncte, 4 Gloria Buzău 40 de puncte, 5 SC Bacău 30 de puncte, 6 CF Brăila 30 de puncte.